Pe 12 februarie 1809 se naștea în localitatea Shrewsbury din Anglia Charles Darwin. Bunicul lui Charles, Erasmus Darwin, medic și filosof, este cunoscut pentru teoriile referitoare la moștenirea și diferențierea speciilor, care practic au anticipat descoperirile nepotului. Charles, la presiunile tatălui, a studiat o perioadă la Facultatea de Medicină din Edinburgh. Din cauza faptului că la acea vreme operațiile erau efectuate fără anestezie, Charles a înțeles că medicina nu era chemarea lui. Tatăl său a fost de acord cu transferul la Facultatea de Teologie, însă nici această schimbare nu a fost pe placul lui Charles. Pe el îl interesau botanica și geologia. Necesitatea concentrării asupra acestor domenii s-a materializat prin trecerea sa la Plinian Natural History Society în 1826. Reverendul John Henslow, profesor de botanică, l-a îndrumat până în anul 1831, când a dobândit diploma. În același an, Robert Fitzroy, cunoscut naturalist, făcea pregătiri pentru expediție științifică care trebuia să ajungă în Țara de Foc, Chile, Peru și insulele Galapagos. Henslow l-a recomandat pe Charles Darwin ca fiind un tânăr cu aptitudini de colecționare și clasificare excepționale. În acest mod, Charles a plecat în expediție pe 27 decembrie 1831, la bordul navei Beagle, voiaj în timpul căruia avea să înceapă formularea teoriei evoluționiste. Călătoria a durat 5 ani, timp în care Charles Darwin a adunat probe de plante și animale de pe insulele vizitate. Cercetarea științifică amănunțită pe care a efectuat-o asupra speciilor de animale și a fosilelor a constituit punctul de reper în scrierea unor cărți precum Originea speciilor sau Declinul omului. Expediția a avut un impact puternic pentru Charles atât pe plan științific cât și pentru sănătatea sa. Febra pe care a avut-o în Argentina în 1833, presupusa maladie ceaga de care s-a îmbolnăvit în America de Sud și răul de mare de care suferea au dus la agravări ale sănătății în următorii ani. Darwin s-a împrietenit cu cel mai mare geolog al epocii sale, Charles Lyell, creatorul teoriei despre procesul treptat de dezvoltare al Pământului. În urma discuțiilor cu acesta, Darwin a ajuns la concluzia că speciile au suferit o dezvoltare asemănătoare cu evoluția în timp a Pământului. Reverendul Henslow a prezentat o parte din fosilele și jurnalele lui Charles unor naturaliști celebri din acele timpuri, astfel că la data ancorării vasului Beagle în Anglia, Charles devenise celebru în cercurile științifice britanice. Odată cu revenirea în Anglia, pe data de 2 octombrie 1836, Darwin a început să-și formuleze teoria pe care a considerat-o ca fiind singura viabilă. Conform acestei teorii, speciile evoluează, adică sunt supuse unor transformări treptate, de la formele simple la cele mai avansate, deci strămoșii tuturor formelor vii de astăzi au fost organisme monocelulare. Nu a îndrăznit să publice aceste concluzii timp îndelungat. În 1839, Charles se căsătorește cu verișoara sa, Emma Wedgwood, și se stabilește în Downhouse, din comitatul Kent. În 1858, primește o scrisoare din partea naturalistului Alfred Wallace. Observațiile pe care acesta le formulează, călătorind prin America de Nord, referitoare la ereditate și transformarea proprietăților printre specii, îl fac pe Darwin să grăbească finalizarea teoriei evoluției. Câteva luni mai târziu, atât Alfred Wallace, cât și Charles Darwin se prezintă la Linnean Society pentru atestarea teoriei evoluției. Acest consiliu decide asupra întâietății formulării teoriei și astfel Charles Darwin este considerat părintele evoluției. Și în 1859 este tipărită cartea Originea speciilor. Charles Darwin a murit pe 19 aprilie 1882, iar ca dovadă a recunoașterii operelor sale științifice a fost înmormântat în Westminster Abbey lângă Isaac Newton.